Gata. Poate. Bună ziua, dragilor și domnule, să ne întâlnim cu microfonul, mai suntem de nou la treabă. Așa, tema pentru acasă și familie. Tema pentru acasă. Clasa a șasea. Da, te rog. Scrie toate numerele divizibile cu 3 de formă. 7 a 2. 7 a 2 cu bară divizibile cu 3. Deci să se împartă, să se divide la 3. Când o număr se împarte la 3? Când suma cifrelor sale este adunate, se împarte. Da, se împarte exact la 3. Asta dacă și numai 7, trebuie să vorbesc 7 cu 7 plus 2. Nu? 7 plus 7 plus 7 plus 8 plus 2 egal cu 9 plus 8 să fie egal cu multiplu de 3. Da? Să se împarte exact la 3. Ce am să pun eu ca să fie un multiplu de 3? Păi poate să fie 12, adică punem 2, nu 3. Da, dar primul act care plătește este 0. Da, și 0. Da? E 9. Deci, multipli de 3 sunt, în cazul de față, 9, care e 9 și cu cine, da? Deci 9, 12, 15, nu? Da. Și 18. Care ne interesează pe noi. Și asta înseamnă că aparține mulțimii valorilor 0, nu? Da. Ca să facă să rămână 9. 0. Da. 3. 6. 7. Și 9. 0, 3, 6 și 9. Terminate ești. Da, deci eu m-am gândit aici la variantele care ne convin 9. 9 plus 0 plus deci, 9 plus 3. Aici 9 plus 3. Da. Da? Deci, 9, 9, 9 plus 3, 9 plus 6, 9 plus 9. Ca să ne întâlnim în bine. Și atunci lucrurile sunt clare. Da? A, 0, 3, 6 și 9. Mai mult. Terminați cifra X pentru care următoarele relații sunt adevărate. Deci determinați X așa încât avem relațiile. 5 X cu bară deasupra este divizibil cu 2. La 2. Păi ce să fie X-ul? Păi ultima cifră o putem pune 0, 2, 4, 6 și 8. Deci dacă și numai dacă X aparține mulțimii valorilor, 0 0, 2, 4, 6 și 8. Foarte. Găsiți numerele naturale divizibile cu 4 de formă. 3, 2, 4 cu bară deasupra. Deci găsiți numerele naturale. Divizibile cu 4. De formă 3, 2, A cu bară deasupra. 3, 2, A. 3, 2, A cu bară deasupra. Da. Ei, când o număr se divide la 4? Deci se divide la 4 dacă și numai la 4. Da? Dacă și numai dacă. Ia să vedem la 4 în vârf și noi. Dacă și numai dacă ultimele două cifre sunt împarte exact la 4. Da. Dacă și numai 20 și cât să punem să împarte la 4? 20. 20, corect. Dacă și numai dacă aparține mulțimii valorilor 0. 0. 4. 4, perfect. 4. 8. Da. Și cum ați zis? De acord, da? Da.
Bine. Găsiți numerele naturale divizibile cu 9. Găsiți numerele naturale. Ce se divid? Ce? Divizibile, da? Divizibile cu 9. Divizibile cu 9. Da, de ce formă sunt? 1, 5, 15. 15, da? Foarte. Așa. Așa. Și cu 9. Se divide la 9, dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă. Suma cifră se poate exact la 9. Ca și la 3. Da. Deci 1 plus 5 plus A. Egal cu 6. 6 plus A. Adică multipli 6. 6 plus A se facă multipli 9. Asta dacă și numai dacă A aparține mulțimilor, ce se pun? Ce asta cu 6 și cu cât se fac multiplul de 9? Păi... 3. Da, da. 6 și cu 3 face 9, nu? Da. E primul... Deci au 3. Și, în urmă, alt multiplul de 9 ar trebui... 18. Tu te gândi la 81? Da. Da, numărul poate să fie 81. Dar eu, ca sumă, aici mă gândesc, 6 plus A. Da. 6 și cu 3 face 9. Și 9 se bate la 9. Da. Acum, 6 plus o cifră, încât se fac 18. 8. 6 și cu cine ca cifră? A, 6. Cu 12, dar 12 nu mai sunt cifră. Ca să fac 18, că după 9, care e următoarea? Care e următorul multiplu de 9? 18. 18. Și acum 6 și cu ce cifră să facă 18? Nu mai am văzut. Deci, numai atât. A, aparține mulțimii formate de elementul 13. Da. Mai bine. Câte numere de forma 2, A, B, coboară deasupra? Câte numere de forma 2 AB, da? Sunt divizibile cu 5. Sunt divizibile cu 5. Câte sunt? Adică numărul lor? Păi, ultima cifră trebuie să fie 0 și 5. Deci B are două alternative. Deci dacă și mai dacă, B aparține mulțimii 0, 5. Da. Iar A poate să fie 1, 0, 1, 2, sigur, până la 9. Până la 9. Adică 0, 1, 2, până la 9 are 10 variante. Da. Deci A aparține mulțimii 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Da? Sunt 10 simboluri, 10 cifre. Și cu, pentru fiecare câte două. Deci când A-ul este 0, B-ul are 0,5. Când A-ul este 1, B-ul are 0,5. Când A-ul e 2, B-ul 0,5. Adică 20? 20, sigur că da. 20, 20. Asta era întrebarea, da? Deci, pentru A, egal 0, rezultă B-ul, cât a zis, B egal cu 0 și 3 egal cu 5. Cum sunt avariante nu până la 9 și aici am și am de D 0 și 3 egal cu 5, total 2 ori 10, da? 2 ori 10 egal 20 numere. Așa ne-am întrebat câte numere. Da. Ce a fost luat autorul? Dacă și când urmă și bat la 5, și dacă am înțeles bine că A-ul este cifră și pentru fiecare poziție roa am două posibilități ca să denumăr, să spun că sunt 20. Da? Da. Dați 5 exemple de numere de 4 cifre care se divizibile. Dați 5 exemple de numere. De 4 cifre. De 4 cifre. Care se divizibile simultan cu 2 și 3.
Deci, să dăm 5 exemple. Nu cine 4 cifre, da? Da, 5. Da, așa. Deci 5 exemple. Adică un număr, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincea. Să se divide la? La 2 și 3. La 2 și la 3. Putem să găsim care sunt comuni. Adică la 2 poate să fie 0, 2, 4, 6, 8. Obligatoriu numai și 0, 2, 4, 6, 8. Și la 3, suma cifrelor. Suma cifrelor. El să fie de cât de 4 cifre. Hai să zicem noi așa. Neapărat aici să punem de la început cifra 18, fie 2. Da. Și acum mai punem aici în față, așa încât să se divide la 3, un multiplu de 3. Păi... 6. 6 zis, da. 6. Dar trebuie să fie de 4 cifre. Pun și pe 1. Pun și pe 1. Și acum alea două să văd cât îmi dă. 1 și 2, 3 și 6, 9. 9 se poate la 3. Următoarea cifră pe care trebuie să-mi pun, tot multiplul de 3 trebuie să fie. Adică ca să mă duc, suma ce vreau să facă 12 ar fi. Că după 9, mai punem 3. Da? Aici este primul exemplu. 3.162 se poate la 2. Dar se poate și la 3, fiindcă suma cifrelor sale dă un număr care se poate exact la 3. Suma cifrelor sale fiind 12. Acum punem ultima cifră, dar nu trebuie să punem și 0. Punem 0, nici problemă, nici problemă. Mă dați să punem ce trebuie, 0. 0. Tot ce vrei tu, așa, una, două cifre, știi? 2, 6, 1. 2, 6, 1. Este bine? E 9. Faci 9, sigur că da. 2, 6, 2, 6, 1. Faci 9, fain. Hai să punem acum 4. 4. Da? 4. 4. Putem să mergem la 18 acum. Nu știu cum te vrei. Cât vrei tu. Important este să fii multiplu de 3. Poți să te duci la 24. Da? Și la 21, pardon. Da? 5, 4, 5, 4. 5, 4, 5, ești, nu? Da. 10, 18. Foarte bine. Am urmă. Hai să începem cu 6 la cifra 8, uitați-vă. 0, 2, 8. 0, 2, 1. E corect. Se poate și la 2 și la 3. Și mai avem un exemplu, dar două. 4 și 2. Cu 8. 8. 1. 9. 9. 9. 9. Puteți să pui 3, puteți să pui 6, da? Tot așa mai dat, e foarte bine, de lungime, de 4 cifre, fiecare cele din cele 5 exemple, de 4 cifre sunt la 2 și la 3, da? Determinați toate numerele de format 5AB. De format 5AB. Care se divid simultan la 3 și 10. Ce se divid? La 3 și 10. La da. Deci, la 3 și la 10. Ca să fie la 10, ce trebuie să fie neapărat? 0, ultima. Ultima cifră e 0. Deci, pentru 10, deci 5 ave, hai să zicem 5 ave, se divide la 10, dacă și numai dacă, P egal cu 0. Acum știu ce fel formă este. 5 A0. 5 A0, nu? Așa este. Da. Și acum să se divide și la 3. 3. La 3. Dacă și numai dacă. La 3 când se divide un număr. Când suma cifrelor sale. Deci 5 plus A
Da? Plus 0. E un multiplu de 3. Egal. Da? 5 plus A e multiplu de 3 sau se divide la 3? Se fac exact la 3. Da. Asta dacă și numai dacă. Da, A aparține mulțimii. Ia să vezi ce valoare pozitivă ai luat. Deci ce valoare ai luat? E da, trebuie să fie... Păi putem 4. 4. Ca să facă 9. Da. Dar mai, până acolo nu mai are voie să fie și 1. A, bă, da. Deci, hai să spunem, să fie 1, apoi 4, bine, și mai vezi tu altă valoare pe care poate primi au încât să fie bine. Și 7. Și 7, nu? 7 și cu 5, 12. Bune. 7 și mai vezi, mai pot găsi ceva? Deci 1, 4, 7, e păzit 3 în 3. Era de așteptat. Dar atâta după 10. Atâta după 10. Pentru că 10, nu? Da. Și nu văd pe cifră, e un număr. Așadar, până aici, 6. Sunteți la întâi ieșiți. Așa. Apoi? Scrie toate numerele naturale de formă ABC. Scrieți numerele naturale de formă ABC. Alcătuite din cifre consecutive, scrise în ordine crescătoare. Deci, din cifre consecutive, scrise în ordine crescătoare. De, în ordine crescătoare. Care dintre numerele scrise sunt divizibile cu 3? Te se scrie, scrie numerele naturale, scrie de toate. Și pe mine, de cercetat pe cele de chimie cu 3. Da. Adică. Începe tu să... Primul număr. 1. 2. 3. Ăsta ar fi primul număr, da? Da. Hai să ne scrim pe următorul. Putem să punem 3, 4, 5? Da, dați din loc de toate. Acum zicem 2, 3, 4. Da. Zis că o să fie mâine ABC scrise consecutive, cu cifre consecutive, scrise în ordine crescătoare. Da. Tu ce înțelegi? Consecutive noi una după alta? Da, 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 cum după alta, cum noi trei, a fost bine. Da. Și tu ai mai dat ce exemplu? 3, 4, 5. Da, dar de dus repede, e sărit peste 2, 3, 4. Da. Am vrut să nu pășim peste unde. Ce exemplul tău, ajungem și acolo. Deci 2, 3, 4. Apoi. 4, 5. Nu, nu, nu. 3, 4. Așa. 3, 4, 5. 5. Apoi. 4, 5, 6. Așa. 5, 6, 7. 6, 6, 8, 6, 8, 9, 6, 8, 9, și atât, sigur că da. Din trei acestea se vede pe cele divizibile cu cât? Cu 3. Cu 3. Adică suma, calculăm suma. Sigur că da. La primul e 6. E bun. Da. Să subliniem. După. 7, 8, 9, e bun. Și 2, 3, 4, da? Da. Și următorul. Și următorul. Următorul nu e bun. Care? E 14. Ia să vedem 4 și cu 6, 10. Și cu 5, 15. Nu. A, bă. Bun și asta. Apoi. Apoi. Bun și asta. Da. Fiind 18, noi mai calculăm și 8 cu 1. Nu, nu, nu. Am calculat suma cifrelor, 18. Nu, nu am rezultat la rândul, noi calculăm suma. Și se împarte la 3. 18, da.
6. Corect. Da? Da. Deci 18 parte, bun. Am, altul. Ultimul. Da. E bun. 21, nu? 21 se împarte la 3 și 24, vorba. Pentru că sunt consecutive, de asta s-a făcut, de acolo suma face un bărb în spate exact la 3. Deci toate sunt bune. Da. Deci toate numărele acestea se divid la 3. Da. Pentru că sunt numere consecutive, sunt un număr de 3 și când le adunăm, totdeauna le avem un tipul de 3. Altă exercițiu. 0, 1, 2, 4, 4 și 5 și 6. Da. Așa. Folosiți o singură dată, scriviți cel mai mic și respectiv cel mai mare număr divizibil cu 2. Mai citești o dată. Cu ajutorul a 3 dintre cifrele 0, 1, 2. 3 din ele. Da. Așa. 5, 6. Folosite o singură dată, scriești cel mai mic și respectiv cel mai mare număr divizibil cu 2. Hai să-l putem cu cel mai mic. Ca să, din 3 cifre, nu? Da. Doar 3 din ele le folosim. Deci, cel mai mic începe cu 1. Obligator. 0, 2. 1. 0, 2. Foarte bine văzut. Asta e cel mai mic cu putință scris de aici. 1, 0, 2. 102. Da. Apoi. Cel mai mare. Cel mai mare dintre ele. E 6. 5, 4. 6, 5, 4. Foarte corect. 6, că ai folosit la cifra sudelor cel mai, cea mai mare cifră. Da. Ok. 5. 6, 5 și 4. Deci, ăsta e cel mai mic. Și 6 de 54, cel mai mare. Stabilim, dacă numărul A egal cu 7 ori 6 la 9 plus 7 ori 4 la 9. Deci stabilim, se stabiliți. Dacă numărul. Dacă numărul. A egal cu 7 ori 6 la 9. 6 la 9. Plus 7 ori 4 la 9. Da. Plus 1. Plus 1. Se divide cu 5, unde n aparține numerelor naturale. Deci să vedem dacă se divide 5, indiferent ce le pune, da? Da. Orice n natural o pune. Păi, putem să dăm un factor comun pe 4 la 9. Păi, 4 la 9, dacă ar mai fi 64 la 9, 64 la 9. 4 la 9 plus 1, 4 la 9. Da, mă, pe 7 la 9 nu îl putem scrie ca 4 la 9 plus 2 la... Nu se poate. E dracu. L-ai spus cu asta. Nu, nu. Nu se poate. Dar pe 7, dacă da. Așa se pregătesc, haideți că totul se... Pe 7 l-am dat mai din primele două. Da, și după din al treia rămâne un minus 1. Din al... Nu, da, da, n-am dat pe 7 aici, nu pot să zic că dau la capăt la altul pe 7. Nu, nu, nu. Deci factorul comun, ca să fie comun tuturor. Atunci scădem un 4 la 9. Scădem un 4 la 9. De ce vrei să scazi tu 4 la 9? Ca să fie mai mic.
Deci nu ai un motiv serios, nu? Nu. Un nume serios am. Oricum, mai trebuie să facem ieșitul ăsta. Dar știi ce aș începe? Aș începe un caz particular. Noi am emoțit așa, când nu ne venim nicio idee, suntem pentru neegal cu 1, cu 2, cu 3, să vedem cine dă. Să parte exact la 5. Că zici, pentru ce orice merg, nu așa? Ia mai citește-l o dată ca să înțelegem bine. Dar vedeți, dacă numărul A egal cu 7 ori 6 la 9 plus 7 ori 4 la 9 plus 1 se divide cu 5, unde N aparține numerelor naturale. Așa, să stabilim că e posibil să fie da sau să fie nu. Dar și într-un caz și în celălalt, trebuie să fim foarte riguroși. Hai să dăm un răspuns corect. Ia să vedem, pentru noi e egal cu 1, ce să vedem? Pentru noi e egal cu 1, ce să vedem? Pe 2, 3, 4, 7 ori 6. 7 ori 6. 7 ori 4, 8 ori 9. Da, să-l calculăm, să vedem pe noi dă. 7 ori 6. 7 ori 6, 42. 98 plus 1. Da, plus 1. Egal cu 1. Da. 5, 7, 71. Deci, ai zis 71, da? 71 sunt 4 la 5. Nu. Nu. Deci nu se divide la 5. Da. 71. Atunci luăm N egal cu 2. Atunci luăm... Dar cât s-ar împărți la 2? Cât s-ar împărți la 5? În ultima cifră e 0 sau 5. Păi să cerți de ultima cifră. Al 6 la N. Și 4 la N. Ultima cifră interesează. Da. Ia să vedem. 6 la... 6 la N. Cum arată el ca număr? Este un număr lung. Și cine este ultima cifră? Asta m-a interesat. Și că tu asta ce zici? Nu toată povestea așa. Da. 6 la N. 6 la 3, 6. 6 la 2. Ultima cifră e 6. 6 la 4, tot 6. Deci 6 tot timpul. Cu alte cuvinte, este de forma puncte-puncte 6, da? Da. Și 4 la 9. 4 la 9. E un număr lung. 4 la 9 va fi un număr lung. Și nu știm ce să punem pe ultimul loc. 4 la 1 a 4, 4 la 2, ultima cifră e 8. A fost la a doua? 6. 6, 16, da? 6, da. 4 la 3. 6 ori 4, 2 ori 4. 4, 4. 4 la 4. 4, 6. 4 ori 4, 16. Deci observăm că lungimea cifrului este de 2. Adică 4 la 2 4 la K plus 1. 4 la 2 K plus 1. 4 la 2. Din cauza lungimii cifrului zi de da. 4 la 2 K. Deci 4 la puterea 2 K plus 1 este un număr lung, cu ultima cifră 4. 4 și 4 la 2 K e un număr lung, cu ultima cifră 6. 6. Deci am avut două cazuri. Când nu e egal cu 2 K și 2 K plus 1. Da. Hai să analizăm. Cazul 1. Cazul 1. E egal cu 2K. Atunci. Deci dacă nu e 2K, au arată. Au egal cu 7 ori 6 la 2K. Nu? Că mă gândim în 2K. Da. Plus 7 ori 4 la 2K. Plus 1. Și egal. Nu, e de prisos paranteza. Și egal cu 6 la orice număr, tot 6 va fi. Deci de 7 mulții cu un număr lung care are ultima cifră 6. Da. 6 plus 7 mulții cu un număr lung care are ultima cifră la 4. Tot 6, foarte bine.
și plus 1, nu? Da. Dar aici e înmulțit ca să înțeleagă tot omul. Da, e înmulțit. Și e egal mai departe. Acum înmulțim ultima ce vă interesează. Deci, când înmulțim din 6, 7, 42, 2. 2. Plus punctul 2. Așa. Plus. Plus 1. Iar tot și așa, tot 2, da, plus 1, face un număr în final. Un număr nou cu ultima cifră 5. Ultima cifră 5. Atunci se divide în cazul ăsta la 5, nu? Da. Deci nu avem nimic de comentat, se divide la 5. Hai să vedem cazul 2. Cazul 2. Când se calcă 2 la plus 1. Atunci, o să fie 7 ori 6 la 2 plus 1. 7 ori 6 la 2 plus 1. Plus 7 ori 4 la 2 plus 1. 7 ori 4 la 2 plus 1. Plus 1. Plus 1. Și egal cu cine? Egal cu 7 ori un număr lung care are ultima cifră 7. Deci este un număr lung, ultima cifră 6, deci vine 7 ori, un număr lung cu ultima cifră 6, cu 7 ori. Un număr lung care are ultima cifră 4, da. Plus 1, și atunci e egal cu un număr lung care are ultima cifră 2, da. Plus, 7, plus un număr lung care are ultima cifră 8, da. Plus 1. Și atunci A egal cu un număr lung care are ultima cifră 1. Păi, și atunci mai este dividul la 5? Nu. Nu. Deci cazul ăsta nu. Ultima cifră 1. Care ar fi răspuns la întrebarea pe care o să o autor? Că n egal cu 2K. Deci numai că n egal cu 2K se divide la 5. Da. Dar dacă nu e de forma a 2 ca cum sună, adică 3, 5, 7, peste numele impare. Deci nu 1, 3, 5, 7 și mai departe, nu se mai divide. Deci se divide numai când n este egal cu 2 ca. Da, foarte tare, foarte interesant. Am de tema, facem mai despre ceva dar. Hai să ne gândim la exercițiul ăla, că tot am promis. Hai să vedem, să vedem ce lumea ce. Da. Noi am gândit așa, am zis ceva grăbit și se pare că nu mă duc la da. Și acum ai cum să vin? Da, am pe care e. Ăla ai pe care e la aici? Da. Era împărțit la 3, la 4, la 5, dar restul 1. Și noi am găsit 61, mi-am gândit numărul. Da, așa. 1 și până la urmă cu 7 și a zis gata, la revedere. Da? Se pare că demonificarea cu 7 nu mai păstrează calitatea aceea de a da restul 1 la păzirea la 3, 4 și 5. Și cred că am dreptate, reflectând un pic, așa cred că are dreptate, trebuie să mai muncim. Deci, era așa. A, gata. L-ai găsit? Da, l-am găsit. Și așa spune? Deci spune că... Determinat cel mai mic număr natural. Da, până la Crist. Aha. Determinat cel mai mic număr natural e el, pentru care? Ignier sau X, nu știu cum dată, să nu mai am întotdeauna. Ier. Așa că Ier nu împărțit. Ier nu împărțit la 3, să dea restul 1. Ier nu împărțit la 4, să dea restul 1. Ier nu împărțit la 5, să dea restul 1. Și Ier egal cu 7 ori K. La tot restul conduce la restul 1. Și Ier egal cu 7 ori K. Ier egal cu 7 ori K. Da, nu e cu 7. Asta e cel mai mic număr natural, cel mai mic era vorba. Da. Și acum, noi ați crezut că eram împărțit cu restul aici, la prima și prima și nu e egal cu 3, la 3A. 3 ori A plus 1. Nu e egal cu 4 ori A plus 1.
migliore A, questo è uno. După scăzut în anii membri 1. 1, și aici este un stat. N minus 1. N minus 1 egal cu 3 ori A. N minus 1 egal cu 4 ori A. 4, nu trebuia B. Ai și B și B din clasă C. Că dacă în pasul A3 dă un cât, la B, la 4. A, așa, exact, zic toate greșit. Da. Deci așa e corect. Așa, și N minus 1 egal cu 5 ori C. 5 ori C. Atunci vine N minus 1. Și-a luat cel mai mic. Multiplul comun al lui 3, 4 și 5 și cu 60. 60. Deci N minus 1 egal cu 60. Și atunci N egal cu 61. 61. Și el are calitatea. Dacă împărți cu 61 la 3, ne dă restul 1. Ne dă 20 restul 1. Dacă îl împărțim la 4, ne dă 15 restul 1. Și dacă îl împărțim la 5, ne dă 12 restul 1. El e și cel mai mic. E cel mai mic cu proprietatea asta. Da. Și acum trebuie să fie multiplu și de 7. Da, și la un mulțit la 7. Cu 7, da? Da, și atunci vine. O să vă dea 427. 427. Ei, 427 să-l împărțim acum la 7, sigur se împarte. Cam reușit noi acum. Vede, merge de 7 ori, 6 ori 7. Vrei să împarți la 7? Dar face 61, ce mai sunt da. Pe de timpul. Da. Hai să-l împărțim la 3 ani, am emoții. Am împărțit la 3. 4 și cu 2, 6 și cu 7, 13. Opa! Deci nu... O pierdut calitatea. Da. 13. Păi, dar trebuie să dea cu rest. Hai să dea da. Restul, dacă dă restul 1. Da, deci merge odată. 1 ori 3, 3, rămâne 12, de 4 ori, 4 ori 3. Coborăm pe 7, merge de 3, de 2 ori, 2 ori 3, 7 și de 1. E bun. Bun, dar trebuie să vedeți la 4 și la 5 acum. Bine. 427 în părțit la 4. 427 în părțit la 4. Merge odată. Nimic, coborăm pe 2, merge de 0 ori. Vine 27, merge de 7 ori. Nu, de 6 ori. 6, 4, 24. 4 și rămâne... Stop. 3. Da. Ah, am avut dreptate. Noi n-am mai verificat asta. N-am mai verificat dacă... Deci pierde calitatea. Acum trebuie să muncim. Noi l-am luat de 7 ori. Din nevoie de a fi dividit cu 7. Hai să mulțim. Dar dacă l-am mulțit cu 49? Eu zic nu, cu 14 să nu mulțim. Da, mai puțin, că cu 41 e prea mare, da? Cu 14, cu 21, cu... Deci multiplul de-a 7 să mulțim. Așa, da. Deci cu 61 înmulțit cu... Cu 14. Care se dă 854. Păi, atunci... Atunci... Vezi că el nu păstrează. Deci, de ce mă aveți eu să multiplic pe ăsta pe 61? Cu gândul se află la 7. Când el nu mai păstrează, atunci mai vreau să plecăm la toți multiplicul 7, să-i creștem ușor și să învățăm la 3. Și multiplul ăștia al 7 trebuie să depășească pe 61. Da. Deci luăm multiplul 7, facem așa. Deci multiplul 7, începem să muncim. Că iată, am dat peste capul ăla, Cristo. Multiplul 7 sunt 14. 7, 14, 21. 21, 20. 28. Da. 35. Da. 42. 42. 49. 49. 56. 56, da. Și...
6. Nu, și 62. 7 ori 7 ori 9, 63. 63, da? 63. Ștefania, da. Acum, să vedem dacă care din ei împărțim la 3, la 4 și la 5, pe restul 1. Păi la 3, să vedem, sunt, a, de fapt, de restul 1, nu prea. Deci 7 împărțim la 3, ar da restul 1. Da. Face două ori, da? Da. 14. La 4, 7 împărțim la 4? Nu, da. Bun, bun. Ne-am uitat. La 14. 14 împărțim la 5. Da. Dă restul 1. Nu? Nu. A, nu. Dă restul 4. Da. 21 împărțim la 5. Hai să nu știu după 5. Și până ne întoarce înapoi. La 5... merge... Ah, da. El nu trebuie să suma cifrelor sale să nu facă multiplul de 3. Pe da, nu trebuie. Să dea restul 1. Da. Și atunci, 21 pică. Că 2 și 1 fac 3. Da. De 28. 28 la 5 10. Nu merge. 35 la 5 de exact. Da, și nu e bun. 42 la 42 și 6. Mi se pare exact la 3 și nu-mi place. 49 vine 13. La 3. La 3. O să vină restul 1. La 5 nu merge. Nu-mi place la 5. Da. Că la 5 se întâmplă necazul care este. De restul 4. Restul 4. La aici, la 56, la 5 ar face restul 1, că merge de 55. De 4 ori vine 16, merge exact. Deci 4 ori merge exact și o place. Da. 63 merge la, nu merge la 5. 6 cu 3, 9 se împarte exact la 3. Și la 5 iarăși în casă. 70. 70 se poate exact la 10. 77. 77 la cine? La 5, de restul 2. Da. 84. Merge la... 84, 12. Merge la 3, mai bun. Da. 91. Așa vine, nu? Da. Deci 84 și cu 7. 11. Da, vine așa. Nu vine? Mai adaug un 7 la 84. Dar nu mulțim cu 7. Nu, că din 7 în 7. Asta da. Da? Din 7 în 7. Da, e bun. Da. Așa. 91, 91 împărțit la 5 ar da restul 1. La 4... ar da 90 împărțit la 4. Merge de 2 ori, 2 ori 81. Și 11, 11 nu merge. Da. Nu dă restul urât. 98. 98. La 5. Dă restul 3. Da. Apoi 105. Da. Merge la 9. Merge la 5. Și la 3 merge, exact. Da. Nu e drumul ăsta. Dar este sigur un lucru. Că omul a avut dreptate. Da. Da? Mulțumesc frumos pentru asta. Și de acum ne-am gândit ghiștiu. Și îmi cer scuze pentru greșeala asta regulată. Ne-am gândit, am luat-o foarte repede. Și dacă eram aici când oprit, împărțit la 3, la 4, la 5, să dea restul 1, era o treabă deșteaptă. Dar în clipa asta
el devine mai dificil. Ia să vedem, de 61, nu? Ca ne-a dat acolo 60. Hai să vedem, 120. 121. Se împarte la 3, 4 și 5 și de restul 1. Deci 121 împărțit la 4 merge de 2 ori. Sau, da, de 2 ori. La 4 de 30 de ori. Că 4 în 12 merge... A, da, 12, nimic da. Nu e 1. Și 121 împărțit la... Nu. La 5. Și merge de 2 ori. Da. 10, 11. De două ori, 1. Deci, vedeți ce am făcut? Am dublat pe 60. Pe 60. Știi, înainte noi am zis multiplul de 3, 4 și 5. Da. Și l-am luat 60 și plus 1 că era în minus 1. Da. Și acum am dublat pe 60 în 120 și 1 din cauza că 1 dus în partea cealaltă. Deci, vedem așa acum. 121. Apoi, 60 ori 3 fac 180 și 1. Da. Și ăstea le căutăm dacă se împart la 7. Exact. Adică noi păstrăm calitatea lor de a da restul 1 la împărțirea lui 3, 4 și 5. Și acum, urmărim, construindu-le pe acestea, dacă se împart la 7, care din ele? Deci, vezi? Asta este motivul. Deci, ce am reușit aici? 3 ori 4 ori 5. 3 ori 4 ori 5, a făcut 60. Și fiindcă era în minus 1, 61 am zis noi. Acum, 60 ori 2. Fac 120 și cu urmă acela 121. Deci primul a fost 61. Și o picat trebuie să împare la 7. Da. Următorul 121 trebuie să-l testăm dacă se împare la 7. 121 împărțit la 7 merge odată, nu? Da. Și vine... 7 de... 51 parcă bine despre, nu? 5. Da, 5. Și 1. 51 nu se bate exact la 7. Deci pică și ăsta. 181. 181. Merge tot. Deci prin de 2 ori. Da, de 2 ori. 14 vine 41. 2 în 41. Dar ce număr se termină unul la sfârșit? Se bat la 7. 21. 21, da. Nu? Ar trebui ca la momentul în care face scăderea acolo să rămână un 2 și coborând pe 1 ăsta, toate numele vor avea 1 la sfârșit. Da. Da? Da. Adică și 2. Da. Poate unul vorbește și ne ajută acolo. Alo! Bună ziua! Suntem lecții de matematică. Suntem lecții de matematică, nu? Nu am timp. De la după ora la o jumătate, 10 de seara. Așa. Deci, bine, la revedere. Deci, 181, nu am calitatea asta, 6 ori 4, 241, 7, 2,
cercetat pe 181, l-am cercetat și pe 241. Merge. 7 ori 6, deci 60, 6 ori 4, 24, 6 ori 5, 30. 6 ori 5, 30. 30. Și 1. 301 ar veni. Da. Hai să vedem. 301 se împarte la 7. Ia te rog. 301, dacă se împarte la 7. Merge de 7 ori. 7 ori, da? De la, la cât la 7? Nu, la 7. De 4 ori. Da, 4 ori 7. 7, 28, rămâne 21. De 3 super, ori. Super, este. 301 este. El are acum toate calitățile, se împarte și la... Ia împarte la 3, la 4, la 5, vezi dacă îți dă restul 1. Deci, la 3 merge odată 1 ori 3, 3, 0 de 0 ori, așa, îl coborăm pe 1, restul 1. Sigur că nu, 100 și restul 1. 301 împărțit la 4. Așa. Merge de... de 4 ori, nu, de 6, 6 ori. Deci ca... De 6 ori. Da. Așa, 4, 24. Rămâne... Stai, dacă cred că merge de 7 ori, 7 ori, 4, 28. Da. De 7 ori. Așa, rămâne 21, 4 ori, 21, de 5 ori. 5 ori. Da, și rămâne 1. Și mai la 5. 5. Merge de 6 ori, 6 ori. 30 și 1. 30 și 1. Excepțional. Foarte tare. Atentă, Ștefania. Vezi? Un moment de atenție și strică miniștri. A stricat, am venit cu numărul acela 400, nu știu cât am zis noi. 27 și deștept. Fără să mai fi probat. Da. Mulțumim frumos. Încă o dată mulțumim cine este domnul respectiv, nu știu cine este, dar a fost drăguț și a spus, nu, dumneavoastră nu meritați dintr-o neatenție să lăsați greșeala ce acolo. Din păcate, nu mai pot da jos, dar e bine că am devenit, chiar așa m-am ne-a și rugat, să reveniți asupra ieșiților, că sigur descoperiți. Am descoperit, așa cum vedeți. Hai să vedem încă o dată ideea de bază. Deci, ideea era asta, ca să bat la 3, la 4 și la 5, la multiplu lor. Adică 3 ori 4 ori 5, care faci 60. Și de ce 61? Când ducem pe 1 în dreapta și facem 61. Acum, simplu 61 nu pot să împart la 7. Deci nu-i bun. Atunci l-am dublat pe 61. Ca să păstrez, asta e fantastic, să păstrez calitatea la 3, la 4, la 5. Să dea restul 1 la împărțire. Ei, 121 trebuie. Tu ești deștept, vrei să te... Ești de acord? Să te cercetăm, să vedem dacă împarți la 7. Deci bine faci. Am făcut-o. Nu-i bun. M-am întrebat de 61. De 60 l-am întrebat. 180 și plus 1. Plus 1 întotdeauna. Tu, 181. Ești bun? Nici eu nu. 241, 301. Și în sfârșit, când am ajuns la 301, el este 60 de 5 ori păstrat aici și plus 1. Și numărul acesta are calitatea de a se fi împărțit la 7, se împărțit la 7 și de restul se bate exact la 7. Este super, super, super. Eu îți mulțumesc foarte, foarte, foarte. Hai și tu, scump. Hai să-i vezi și tu ce facem noi. Că ne-a făcut de râs. O să-i dat cineva. Am avut o problemă la săptămâna trecută. Și veneam acum în bedul. Și cum noi suntem preștiți, sincer, așa. Omul ne spune, dumneavoastră nu meritați, ați făcut o greșeală și o să repetem.
problema de acolo, ați făcut o greșeală și din neatenție v-ați grăbit, iar greșeala aceea nu trebuie să persiste. Vă rog să refaceți problema. Și am refăcut-o. Era vorba așa, găsiți numărul ien, care împărțit la 3 dă restul 1, la 4 dă restul 1, la 5 dă restul 1. Și e multiplul de 7. Și e multiplul de 7. Din nou, de acum, tu poți merge, nu? Ștefania. Pentru că am chiar prima. Așa? Și din nou aici, în prima parte. Eu am plecat în profesor. Așa spune. Așa spune. Nu știu. Așa spune. Nu am venit ceva normal. Bă, bă. Hai să aici. Și facem problema asta, că este și la nivel. Da, da, da. Și cum e la care le-a dat un lucru acasă? Interesant. Da. E aproape ce ești. Așa. Uite care e povestea. Povestea este așa, că împărțit, practic am dus pe unul spre da. Haideți să intru și pe un alesean problemă. Deci, să se determine numele naturale, și au calitatea că împărțite la 3 dau restul 1, la 4 tot restul 1 și la 5 tot restul 1. Scrie la Excel. E problema, o refacem, asta e. Deci, așa, să se opresc acum, și eu stau pe care.